Bun venit la serviciul de închinare online al Bisericii Baptiste Betel din Mediaș. Vă salutăm cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, sperăm că ați avut o săptămână minunată și ne bucurăm să ne putem închina împreună înaintea Dumnezeului nostru. Cred că până la momentul acesta, fiecare dintre noi am descoperit că nu putem să ne alegem de unii singuri circumstanțele cu care ne vom întâlni în viață. De fapt, pandemia aceasta cred că este cel mai bun exemplu în sensul acesta. Nu putem alege circumstanțele cu care ne vom întâlni în viață, dar putem alege răspunsul nostru în fața acestor circumstanțe. Putem alege răspunsul nostru emoțional, fizic, spiritual, la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. De aceea, te încurajez și în dimineața aceasta să răspunzi pozitiv, să ai o atitudine bună, o atitudine constructivă, care să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața ta. Urmează să fim încurajați prin închinare, iar mai apoi să fim provocați prin predicarea cuvântului. Vom continua seria de mesaje din Evanghelia după Ioan, portretele lui Iisus, și cu prilejul acesta ne vom uita la afirmația Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu îmi doresc ca toți cei care ne urmăresc să descopere calea cea bună, să trăiască în adevărul Lui și să se bucure de viața din belșug pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube sau de Facebook dacă nu ai făcut-o până acum, să ne lași un comentariu, un salut sau poate chiar un scurt mesaj pe formularul de contact de pe site-ul bisericii noastre, betel-mediaș.ro. Cred că suntem deja pregătiți să începem timpul de laudă, de aceea haideți să ne închinăm împreună înaintea Împăratului nostru. Ce mare ești, Dumnezeu.
Ascultă cântarea, o ce bine mă simt cu aleșii Domnului. O, ce popor minunat! Ce plăcut și ce frumos e poporul lui Hristos. Când pe Domnul ei îl laudă voios, nu e loc mai fericit ca acel unde am găsit pe toți sfinții ce împreună s-au unit. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. O, ce popor, ce popor minunat. O, ce zi atunci va fi când pe nori El va veni și în slava Lui pe veci ne va uni. Lângă El ne-om aduna și plângând îi vom cânta, împreună fericiți cu El vom sta. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. O, ce popor, ce popor minunat. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, popor minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, popor minunat. Să lucesc fețele când adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. O, ce popor, ce popor minunat. Dragi frați și surori, îmi pare nespus de bine să stau în fața dumneavoastră prin intermediul online. În această dimineață vom deschide Bibliile noastre la Ioan capitolul 15 pentru rugăciune, versetele 12 până la 17. Dar înainte de a citi textul, aș dori să mă rog. Binecuvântat este numele Tău, Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău care transformă vieți.
îți mulțumesc că mi-ai transformat-o și pe mea. Mulțumim, Doamne, pentru cine ești Tu. Îți mulțumim, Doamne, pentru poruncile Tale, care sunt bune pentru sufletul nostru, pentru că ne îndreaptă spre calea mântuirii, pentru că ne îndreaptă mai aproape de Tine. Te rog, primește rugăciunile fraților și surorilor mele. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Versetul 12 până la versetul 17 am să trec repede peste acestea, ca fiind îndemnul de rugăciune. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru că orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Haideți din acest text să extragem motivele pentru rugăciune din această dimineață. În primul și în primul rând, după cum vedem în versetul 12, chiar Domnul Iisus Hristos ne poruncește să ne iubim unii pe alții și acesta va fi primul îndemn la rugăciune. Dar înainte să ne rugăm, vrem să mai vedem ce spune Domnul Iisus Hristos. În primul și în primul rând, vedem că El ne-a făcut din robi, ne-a făcut prieteni. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi eram robi în păcatele noastre. Nu știam unde mergem, eram ca niște oi rătăcite. Și iată că Domnul Iisus Hristos, când a pășit în viața dumneavoastră, când a pășit în viața mea, m-a smuls din robia păcatului și m-a pus pe calea cea dreaptă. Ce anume înseamnă robie? Robul ascultă de cineva. Sau trebuie să asculte de cineva care este stăpânul său. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani că noi ascultăm de Cel care ne este stăpân. Și lucrul acesta trebuie să fie așa pentru că Dumnezeu a rânduit ca oamenii să asculte de cineva. Și anume, cei care sunt rânduiți peste noi sau Cel care ne robește, care este Satana, și Cel care ne eliberează, care este Domnul Iisus Hristos. Nu putem sluji la doi stăpâni, ci doar la unul. Deci Dumnezeu ne spune că am fost robi, dar acum suntem liberi. Și nu numai liberi, ci suntem prieteni cu Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Iată încă o dată cum am devenit din robi prietenii lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Geneza, la începutul Bibliei chiar, vedem la capitolul 5 cu 22 că după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Și mai departe, în versetul 24, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu. Deci ce înseamnă să fii prieten cu cineva? Înseamnă să umbli cu el. Înseamnă să umbli alături de el. Înseamnă să conversezi cu prietenul tău. Îmi aduc aminte prima dată, când eram adolescent, când am legat o prietenie cu unul dintre băieții din blocurile în care stăteam. Mi-aduc aminte că am mers unul lângă altul de dimineața de la 9 până seara la 10, conversând unul cu celălalt, schimbând idei. Acesta este sensul acestui verset, și anume că noi trebuie să mergem alături de Hristos, să mergem alături de Dumnezeu, să comunicăm cu El. Ba mai mult,
să ascultăm de poruncile Lui. Haideți să vedem care este una dintre poruncile Lui. În versetul 12, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Aceasta este porunca lui Dumnezeu. Ba mai mult, conversând cu Dumnezeu, conversând cu Domnul Iisus Hristos, aflăm anumite lucruri de la El. Nu numai că există o comunicare, nu există o comunicare într-un singur sens, ci în amândouă sensurile, și anume, noi ne rugăm la Dumnezeu, comunicăm cu El, dar în același timp primim de la El poruncile Lui, comunicările lui Dumnezeu în viața noastră. Ascultați ce spune în versetul 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Deci Domnul Iisus Hristos ne comunică planurile pentru viața noastră. Acesta este un lucru minunat și pentru acest lucru trebuie să-i mulțumim. Și încă un lucru pe care aș dori să-l subliniez în legătură cu poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu, prima poruncă, care este și cea mai mare dintre ele, este să-L iubim pe Dumnezeu, așa cum spune în Matei, capitolul 22, versetul 37. Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua este asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci am dori să ne retragem puțin, să plecăm capetele noastre și să, în primul și în primul rând, să-i mulțumim că ne-a eliberat de robia păcatului și ne-a făcut prietenii Lui. Iar în al doilea rând, să ne ajute să iubim pe frați. Dragostea, cum spune și în Matei, să iubim pe frați pentru că dragostea aceasta este împlinirea legii. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai eliberat de jugul păcatului. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai făcut fii și fiice de împărat. Îți mulțumim, Doamne, că de sub robia păcatului ne-ai eliberat și ne-ai făcut prietenii Tăi. Și acum putem să umblăm cu Tine. Mulțumim, Doamne, de aceea Te rugăm, prin Duhul Sfânt, să ne ajuți să iubim pe frații noștri, așa cum sunt, să nu fim judecătorii lor, ci să iubim din toată inima, din tot sufletul nostru, așa cum ne-ai poruncit Tu. Binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ai venit și Tu însuți Te-ai făcut rob și ai murit o moarte groaznică pe crucea Golgotei și sângele Tău ne spală de orice păcat. Mulțumim! Și am îndrăznit să mă apropiu de tronul de har, în numele scump și sfânt a Domnului Iisus Hristos. Amin. Poezia aceasta exprimă cuvintele de rămas bun și încurajare pe care Domnul Iisus le-a spus ucenicilor înainte să meargă la cruce.
și care sunt valabile și pentru noi, creștinii de astăzi. Eu plec ca să vă pregătesc un loc și vă voi duce unde este siguranța, să fiți cu mine și scutiți de foc, căci eu sunt calea, adevărul și viața. Știți unde plec și calea într-acolo, la Tatăl meu în ceruri e speranța. Îl veți cunoaște de acum încolo, căci eu sunt calea, adevărul și viața. Arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. De atâta vreme sunt cu voi și tot nu mă cunoașteți. Cine m-a văzut pe mine, pe Tatăl l-a văzut. Și eu sunt calea, adevărul și viața. Nu credeți că sunt Tatăl și Tatăl e în mine? Dar El în mine își are locuința. Și ce vă spun, tot de la Tatăl vine, căci eu sunt calea, adevărul și viața. Orice veți cere în rugăciune, voi face după cum îmi e voința. În mine, Tatăl, vreau să fie proslăvit, căci eu sunt calea, adevărul și viața. De vă lipsește înțelepciunea, vă ascultă Dumnezeu cerința. Fără îndoială înalță-ți rugăciunea, căci eu sunt calea, adevărul și viața. Și cine crede în mine, chiar de-ar fi murit, el va trăi, în mine are viața. Oricine crede, veșnic va trăi, căci eu sunt învierea și viața. Amin. Suflete al meu, suflete,
Poezia de astăzi face referire la ultimul mesaj pe care Domnul Iisus ni l-a lăsat, că El este calea, adevărul și viața. Durerea geme năbușită din ce în ce mai des și lacrimile brăzdează obrazul tot mai adânc. Suferințele spre pocăință îți dau adesea ghes. Cu inconștiență te joci ca un copil nepriceput. Vezi drumul larg, cel primitor cu desfătare, nu lăsa omul în pacea iubirii să trăiască. Plăcerile pun poveri pe suflet înșelătoare, duc la moarte, se duc ușor firea omenească. Alungă, omule, acele gânduri nelegiuite, întoarce-te la Domnul, ce milă are de tine. Calea leargă ți-a dăruit multe zile chinuitoare. Ce mai aștepți? Doar la Iisus îți va fi bine. Iisus este calea, adevărul și viața. El nu obosește iertând pe cei ce se căiesc. Risipește din suflet robit de păcat ceața să poată scăpa definitiv de tot ce este lumesc. Calea îngustă te ferește de orice ispită. Pe ea găsești iubirea cu viață. Firea păcătoasă nu va mai fi pe ea întâlnită, te va călăuzi spre o eternă dimineață. Iisus șterge fără de legea din viața ta, iertând, dând vieții nădejde inimii divină dulceață și nu-n zadar luptavei în iubire fremătând. Cununa nemuririi va cununa a ta viață. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu fioros, nici o fiară viața nu va putea să-ți o răpească. Ești salvat de acel proces ce a avut un verdict sângeros. Iisus, pe cruce, a plătit păcatul tău, împlinind cerească voință. Iisus este calea, adevărul și viața. În El se află izbăvirea celor ce se căiesc. Aduce mai aproape de noi dimineața ce ne desparte de tot ce e lumesc. Amin. Thank you.
Pacea Domnului Iisus, înainte de a ne apropia de cuvântul din dimineața aceasta, aș dori să nu uităm că am dorit să ne întâlnim și în după masa aceasta în curtea Muzeului Municipal, situat pe strada Mihai Viteazu, numărul 46, începând de la ora 17. Deja cred că știți care sunt procedurile, felul în care ne întâlnim. Ne rugăm ca Domnul să ne ajute și să ne dea har și vreme bună, vreme favorabilă și în după masa aceasta și vă așteptăm cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. De asemenea, în dimineața aceasta, înainte de a începe predica, aș dori să transmit un mesaj de condoleanțe și de mângâiere pentru familia Dobrin, fratele Gigi, fratele Nicu, sora Ani, s-au despărțit miercuri de fratele lor de corp din Târnăveni. Desigur că nicio despărțire nu este ușoară și ne rugăm ca Domnul să îi mângâie, să îi întărească și să îi îmbărbăteze chiar prin cuvântul pe care îl vom studia în dimineața aceasta. Suntem alături de ei, suntem alături de familia lor ca și biserică și spun ca Domnul să le dea puterea de a trece cu bine și peste momentele acestea și binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Amin. Vă invit în momentele care urmează să deschidem Scriptura și să citim împreună din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, primele 11 versete. Cuvintele Domnului Iisus spun în felul următor.
să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a spus Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl cine este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu sunt de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Amin. Probabil de cele mai multe ori auzim citit și predicat pasajul acesta, mai ales în ocaziile de înmormântare. Nu am pretenția că vă voi spune lucruri deosebite, lucruri noi cu ocazia aceasta, însă dacă este cineva care ne urmărește și are o inimă tulburată, o inimă neliniștită, eu mă rog ca să descopere chiar în momentele acestea pacea și liniștea pe care numai Dumnezeu o poate oferi. Să nu vi se tulbure inima, a spus Domnul Iisus Hristos. Dragul meu, eu nu știu care sunt situațiile cu care te confrunți. Eu nu știu care sunt furtunile prin care treci, însă știu că poți să ai pace chiar în mijlocul furtunii. Am mai dat exemplul acesta în biserica noastră și îmi place să repet pentru că poate fi o încurajare pentru cineva care ne urmărește chiar în momentele acestea. Vă aduceți aminte de momentul în care Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii erau în corabie pe mare? Ne spune Scriptura că s-a stârnit o mare furtună, atât de strașnică era furtuna încât corabia începea să fie acoperită de valuri, bătea vântul, îmi imaginez că probabil erau și fulgere, tunetele, erau și ele prezente, iar ucenicii cu toată experiența lor încercau să manevreze o corabie care nu se mai putea controla. În disperarea lor la final, după ce au încercat tot ce au știut și tot n-au putut controla corabia, au mers la Domnul Iisus Hristos, care ne spune Scriptura, dormea. Și ce e extraordinar în pasajul acesta este că nicio furtună nu poate să-L deranjeze pe Mântuitorul nostru. Niciun val, niciun tunet, niciun picur de apă nu se pot atinge de El fără permisiunea Tatălui. Imaginează-ți că Domnul Iisus Hristos dormea în mijlocul furtunii și totuși, același Dumnezeu care a dormit atât de adânc încât furtuna n-a putut să-L trezească, când ucenicii strigă, se trezește și potolește furtuna. Acesta este Dumnezeul nostru, pe care nu-L mișcă vântul, valurile, furtuna, dar când strigă un nenorocit, Domnul aude și Dumnezeu ia aminte la rugăciunile noastre. Vă duceți aminte că ucenicii au strigat și au spus, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Iar Domnul s-a uitat la ei și le-a spus, pentru ce vă este frică, puțin credincioșilor, după care a certat vânturile și marea și s-a făcut din nou pace. Dragii mei, nu ne spune Domnul Iisus Hristos că nu vom trece prin furtuni, ba chiar ne-a avertizat, în lume veți avea necazuri. De aceea, nu-ți spun, dragul meu, cu ocazia aceasta, că dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos, nu vei avea încercări sau nu vei trece prin perioade grele sau nu vei suferi sau că nu vei avea atacuri de un fel sau de altul. Mi-ar fi plăcut să pot să spun lucrurile acestea, însă nu pot, Biblia nu mă lasă. Ce pot însă să spun este că dacă îl ai pe Domnul Iisus Hristos, da, vei trece prin furtuni, dar poți avea pace chiar în mijlocul furtunii. Sunt atâția care și în ziua de astăzi au probleme de inimă și nu mă refer la afecțiunile fizice care pot fi tratate sau ținute sub control prin tratamente medicale. Mă refer la problemele emoționale, sufletești, spirituale. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor și ne spune și nouă astăzi să nu vi se tulbure inima. De cele mai multe ori, neliniștea inimii este provocată de îngrijorările cu privire la viitor, de frica că nu știm ce urmează, de teama pe care o avem că nu știm cum va arăta realitatea, cum va arăta societatea aceasta după pandemia prin care am trecut.
Și exact acesta era contextul și frământarea din spatele versetelor din capitolul 14, din textul pe care l-am citit. Ucenicii aveau și ei inimile tulburate, erau îngrijorați cu privire la viitor, moartea era aproape de ei, erau neliniștiți, iar inima lor a început să se agite, au început să fie stingheri, îngrijorați, frământați, fără liniște, iar soluția pentru frământarea lor o găsim chiar în cuvintele Domnului Iisus Hristos. Aveți credință. Credința este soluția pentru problemele acestea ale inimii, încrederea în Dumnezeu este răspunsul pentru inima noastră. Cineva spunea, îngrijorarea și încrederea în Domnul nu pot să coexiste, sunt incompatibile una cu cealaltă. Dacă te încrezi, nu te mai îngrijorezi, iar dacă te îngrijorezi, înseamnă că nu te încrezi. Cele două nu se pot amesteca una cu cealaltă, de aceea Domnul Iisus Hristos le prescrie tratamentul pentru condiția și pentru inima ucenicilor și le spune, aveți credință. Credință în ce? În ziua de astăzi sunt tot fel de credințe. Mă tot mir cum unii din semenii noștri pot să creadă atât de ușor în racle, în icoane, în clădiri, în pietre, în oameni și nu sunt dispus să creadă în Dumnezeu și în cuvântul Său. Există doar un singur tip de credință care liniștește inima, care tratează și vindecă inima tulburată. Și nu este vorba despre credința generalistă pe care o are tot românul. Majoritatea oamenilor cred în Dumnezeu. Scriptura ne spune însă că și dracii cred și se înfioară. Însă credința aceasta nu este o credință mântuitoare. Nu este o credință care să liniștească inima sau care să alunge frica și teama. Domnul Iisus spune foarte clar în versetul 1, aveți credință în Dumnezeu, pe de o parte, și aveți credință în mine. Mulți spun că ei cred în Dumnezeu sau că există ceva sau cineva sau o putere în universul acesta. Asta e prima parte, cred prima parte, însă resping pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, ca soluția lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Fără dimensiunea aceasta a credinței în Hristos, dragii mei, credința noastră nu are nicio putere, iar inima ta va rămâne tot neliniștită și va rămâne tot tulburată. Domnul Iisus a spus, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Puneți încrederea în Cel ce este calea, adevărul și viața. Încrede-te în El. Acum în versetele acestea sunt trei întrebări pe care ucenicii le ridică și mulți comentatori au analizat aceste întrebări, iar în dimineața aceasta aș dori să ne folosim de ele pentru a structura versetele pe care le-am citit. Petru este cel care pune prima întrebare, Toma pune a doua întrebare, iar Filip pune a treia întrebare. Petru este preocupat de locul unde va merge Domnul Iisus Hristos, unde va fi viața veșnică. La finalul capitolului 13, Petru întreabă, Doamne, unde te duci? Este preocupat Petru de locul acesta pe care noi îl numim cer. Toma, pe de altă parte, este preocupat de cale, cum ajungem acolo, iar Filip este preocupat de persoana cu care ne vom petrece veșnicia, pe cine vom întâlni acolo. Arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns, spune Petru. Unde te duci? Care-i locul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru noi? Care-i calea spre acolo? Cum putem ajunge acolo? Și pe cine vom întâlni acolo? Sunt cele trei întrebări și când Domnul Iisus Hristos oferă răspuns la aceste trei întrebări în textul nostru, întrebări esențiale, existențiale pentru viața, viitorul și veșnicia noastră, inima ucenicilor se liniștește. Și același lucru putem să-l experimentăm fiecare dintre noi. De aceea, haideți să le luăm pe rând și să extragem învățăturile și principiile folositoare pentru fiecare dintre noi, așa încât să ne bucurăm de pacea și de liniștea pe care Dumnezeu poate să așeze în viețile noastre. În primul rând, găsești pace când înțelegi planul lui Dumnezeu. Petru a fost tare neliniștit, simțind că Mântuitorul pe care îl iubea atât de mult va trebui să plece. Deși Domnul Iisus Hristos l-a asigurat de multe ori că despărțirea aceasta nu va fi pentru totdeauna. În capitolul 13, versetul 36, Domnul Iisus i-a spus, tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu, tu nu poți veni, dar mai târziu vei veni. Se pare că aceste cuvinte n-au fost suficiente pentru Petru, așa că Petru se îngrijora cu privire la viitor, nu știu unde mergi, nu știu unde vei fi, parcă simt, Doamne, că te pierd, iar inima lui era tare tulburată. Ba mai mult,
Inima lui Petru era tulburată și din pricina faptului că Domnul Iisus Hristos i-a spus că Petru deocamdată nu este pregătit să vină împreună cu el. Mai târziu va veni Petru și Petru l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Iar după 30 de ani a fost răstignit, a fost crucificat pe o cruce în Roma, însă Petru nu s-a simțit vrednic să fie crucificat ca Mântuitorului, așa că a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Așa a urmat Petru pe Domnul, așa a ajuns Petru în prezența Domnului. Însă la momentul acesta, Petru nu era pregătit, nu era gata, nu putea să meargă după Domnul, iar lucrul acesta l-a întristat foarte mult pe Petru. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până nu te vei lepăda de mine de 3 ori. Petre, încă nu ești pregătit. Și inima lui Petru s-a tulburat. Iar Domnul Iisus Hristos se apropie de Petru și tratează neliniștea lui Petru și începe să-i descopere planul lui Dumnezeu. Așa că Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor următoarele lucruri în primele versete din capitolul 14. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. În primul rând, Domnul Iisus Hristos le spune că El merge să le pregătească un loc. În al doilea rând, le spune că se va întoarce și va lua cu El. Nu trebuie să vă întristați pentru despărțirea aceasta, le spune Domnul Iisus ucenicilor, pentru că este parte a planului lui Dumnezeu. Despărțirea aceasta este cu un scop, iar scopul este să vă iau din lumea aceasta cu mine și să vă duc în lumea mea și să trăiți pentru veșnicie. Mă duc numai înainte, mă duc numai să pregătesc totul. Ăsta este planul și găsești pace în inima ta când înțelegi și când descoperi care este planul lui Dumnezeu pentru tine. David Posen obișnuia să spună că sunt două lucruri pe care Domnul Iisus le face și astăzi. În primul rând, pregătește un loc pentru poporul său, în al doilea rând, pregătește poporul său pentru locul respectiv. Asta face Domnul Iisus și astăzi. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Asta înseamnă că nu vom mai fi izolați. Astăzi parcă ridicăm garduri cât mai înalte ca să fim cât mai izolați parcă unii de alții. Nici cu vecinii nu prea mai avem ce să ne spunem. Acolo însă va fi o singură casă. Nu fiecare cu casa lui, ci o singură casă, relații perfecte, părtășie sănătoasă, relații deosebite, o singură casă cu mai multe locașuri. Un comentator biblic sublinea detaliul acesta, că atunci când Domnul Iisus vorbește despre mai multe locașuri, folosește exact același cuvânt pe care evanghelistul Luca l-a folosit la relatarea nașterii Domnului Iisus Hristos, când îi se spune că n-a mai fost niciun loc pentru el în casa de poposire. Și nu-i interesant că deși pentru Domnul Iisus n-a fost loc la nașterea lui în lumea noastră, la finalul vieții sale, Domnul Iisus spune că merge să ne pregătească o casă care să aibă suficiente locașuri pentru toți cei ce îl iubesc și îl urmează pe Dumnezeu. N-a fost loc pentru mine, zice Domnul Iisus, însă în casa tatălui meu vor fi suficiente locașuri. Sincer, când mă gândesc la cuvintele acestea, mă aduc aminte de o surpriză pe care i-am făcut-o soției mele cu câțiva ani în urmă. Am pregătit bagajul pentru noi doi, am mers joi seara la slujba de la biserică, iar după terminarea serviciului divin, am plecat direct spre mare. Soția nu știa unde plecăm, dar eu știam care este drumul. Țin minte că am ajuns seara târziu la hotelul unde trebuia să rămânem, le-am spus numele noastre de pe rezervare și ce minunat ca după o călătorie destul de lungă să fie totul pregătit și să fie totul atât de frumos și să arate atât de deosebit. Știu că exemplul acesta poate este destul de palid, însă odată va veni Domnul Iisus Hristos pe norii cerului și va spune, haideți, totul este gata, totul este pregătit.
M-am dus înainte să pregătesc totul. Totul este plătit. Haideți cu mine să ne bucurăm de împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, vom ajunge în ceruri și mă gândesc că probabil va fi un înger care va spune: cum vă numiți? Vei spune numele și va spune: da, sigur, veniți după mine. Locașul este pregătit, camera este pregătită pentru dumneavoastră. Ce minunat va fi! În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Va fi un loc nou, va fi un loc deosebit pentru noi, dar faptul că vei avea locul tău rezervat, lucrul acesta va alunga anxietatea, pentru că cineva a fost înaintea ta și s-a gândit la tine. Mă duc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. De peste 300 de ore în Noul Testament ne este promis că Domnul Iisus Hristos se va întoarce și va reveni. De aceea, Petre, nu trebuie să te tulburi, nu trebuie să te neliniștești, nu te voi lăsa singur, mă voi întoarce după tine. Iar credincioșii, dragii mei, au inima aceasta liniștită, pentru că ei știu unde merg, ei au perspectiva aceasta a veșniciei și au înțeles planul lui Dumnezeu pentru viitorul și veșnicia lor. După Petru, Toma începe să se neliniștească și își pune și el întrebarea lui și spune: bine, bine, Doamne, ne-ai spus de casa tatălui, ne-ai spus că sunt multe locașuri pentru fiecare dintre noi, ne-ai spus despre planul pe care l-ai pentru viitorul nostru, pentru veșnicia noastră, dar, Doamne, a spus Toma, nu știm unde te duci, cum am putea să știm calea într-acolo? Găsești pace, dragul meu, nu numai când înțelegi planul lui Dumnezeu pentru tine, dar în al doilea rând găsești pace când urmezi persoana potrivită. Domnul Iisus tocmai a spus în versetul 4, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Și Toma vine și spune, și parcă îl contrazice pe Domnul Iisus Hristos și spune: nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Cine are dreptate? Domnul Iisus sau Toma? E clar că Domnul Iisus are dreptate, însă Domnul Iisus are răbdare și bunătate față de Toma. De multe ori, poate asemenea lui Toma, și noi subestimăm cunoștințele noastre, ceea ce știm. Auzim pe unii care spun: nu pot să-L mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos, nu știu destule, nu știu suficient. Dar adevărul este că știi, că știm destule și dacă știm pe Domnul Iisus Hristos, este suficient. Dar o să-mi pună tot felul de întrebări încuietoare. Încearcă, încearcă și vei vedea că Domnul este cu tine. Toma vine și spune: nu știm cum să ajungem acolo. Și Domnul vine și spune: ba, știi, știți, cum să nu știți? Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune Domnul. Și aici Domnul Iisus se diferențiază de toți ceilalți lideri importanți ai umanității. Unii dintre acești lideri au spus: îți voi arăta calea, sau îți voi spune adevărul, sau îți voi arăta viața. Dar Domnul Iisus îi întrege pe toți aceștia când spune: eu sunt calea, adevărul, eu sunt viața. Vrei să știi care e calea spre cerul lui Dumnezeu? Trebuie să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Vrei să cunoști care e adevărul și realitatea despre Dumnezeu, despre tine, despre lumea în care trăim, despre universul acesta? Tot ce trebuie să faci este să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Vrei să te bucuri de adevărata viață, o viață de cantitate superioară pentru că e veșnică și de calitate superioară pentru că este din belșug? Atunci tot ce trebuie să faci este să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci ai calea, adevărul și viața. Nu mai trebuie să-ți arate altcineva calea, să spună altcineva adevărul sau să-ți ofere altcineva viața. Deci vină la Domnul Iisus Hristos și te poți bucura de toate lucrurile acestea, iar inima ta se va odihni, se va liniști. Thomas A. Kempis spunea: fără cale nu există nicio călătorie, fără adevăr nu există nicio cunoștință, iar fără viață nu există nicio existență. Hristos este calea, adevărul și viața. Auzeam despre niște creștini care au făcut o excursie în Israel și s-au rătăcit prin Ierusalim, așa că au întrebat un localnic cum pot ajunge înapoi la hotel și prima dată localnicul le-a spus să o ia la stânga, apoi să o ia la dreapta, mai apoi să meargă înainte, după care iarăși să o ia la stânga, apoi iarăși la stânga, la dreapta, iar frații noștri erau atât de nedurmeriți încât localnicul acesta a văzut neliniștea de pe fețele lor, s-a oprit și a închis prăvălia și le-a spus: veniți după mine, eu sunt calea, și a dus după el până la destinație. Atâta timp cât ai pe cineva cu tine care știe calea, asta este tot ce ai nevoie. Hristos este calea.
Dar, Toma, tu știi care este calea și mă gândesc că se prea poate să fie mulți asemenea lui Toma care știu care este calea, dar au tot felul de alte scuze de a umbla pe calea aceasta, de a merge, de a continua pe calea aceasta. Aș dori la punctul acesta să mai subliniez doar exclusivitatea Domnului Iisus Hristos. Și observați că Domnul Iisus nu spune eu sunt o cale, ci spune eu sunt calea. De aceea avem chiar prin biserica noastră frați care pleacă în misiune, pentru că Domnul Iisus nu este o cale printre altele, ci El este singura cale. Chiar cu riscul să supăr pe cineva, să spun că biserica nu este calea. Religia nu-i calea, faptele bune nu sunt calea, budismul te va duce direct în iad, yoga te va duce direct în iad, meditațiile nu sunt calea, banii te vor duce direct în iad, islamismul te va duce direct în iad, Hristos este calea și de aceea trebuie să nu ne oprim, ci trebuie să spunem tuturor celor din jurul nostru că există o singură cale, nu sunt mai multe, că Iisus Hristos este calea, El te iubește și dacă te încrezi în El, poate să te mântuiască și poate să liniștească și inima ta. Unii au impresia că noi suntem creștini doar pentru că ne place stilul acesta de viață, iar ei au un alt stil de viață și fiecare om trebuie să-și aleagă propriul lui stil de viață. Dragii mei, există o singură viață. Hristos nu este o viață, ci Hristos este viața. El este sursa vieții. Iar în capitolul 15 urmează să folosească Domnul Iisus Hristos analogia aceasta viței. El este vița, iar noi suntem mlădițele. Nici o mlădiță nu trăiește sau nu este sănătoasă decât dacă este conectată la viță. Atâta timp cât rămâi conectat la viță, dragostea Domnului Iisus Hristos curge prin tine. Iertarea Domnului Iisus Hristos curge prin tine. Bunătatea Domnului Iisus Hristos curge prin tine. Pentru că El este viața și în afara de El nu te poți bucura de adevărata viață. De aceea Domnul Iisus vine și spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni înseamnă nimeni. Unii au impresia că dacă sunt sinceri, vor ajunge la Tatăl, vor ajunge în ceruri. Sinceritatea, dragul meu, nu poate șterge păcatele. Numai sângele Domnului Iisus Hristos poate face lucrul acesta. Alții cred că dacă sunt morali sau sunt amabili, prietenoși sau drăguți, sau dacă au mai dăruit în stânga și în dreapta câte puțin, vor ajunge la Tatăl. Toate lucrurile acestea nu te vor ajuta în clipa morții. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Crezi tu lucrul acesta? Înțelegi tu cuvintele lui Iisus Hristos? Din pricina aceasta continuăm să facem misiune și să spunem oamenilor care e mesajul lui Dumnezeu pentru generația noastră. Dacă îl ai pe Hristos, ai tot ce ai nevoie pentru viitorul tău, pentru veșnicia ta, dar dacă nu îl ai pe Hristos, ai pierdut totul. Găsești pacea înțelegând planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Găsești pacea urmând persoana potrivită. Hristos spune, eu sunt, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar la final, Filip spune, Tatăl acesta despre care ne-ai spus, cum arată? Cum e? Nu avem nicio problemă să petrecem veșnicia împreună cu tine, Doamne, dar Tatăl, cum arată? Cum este Tatăl? În al treilea rând, găsești pacea când dezvolți părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său. Arată-ne pe Tatăl, spune Filip, și ne va fi de ajuns. Aceasta este dorința ființei umane să-L descopere și să-L vadă pe Dumnezeu. Iisus i-a spus, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne dar pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu sunt de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Filipe, de 3 ani sunt cu voi. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Filip, ca și Toma, și-a subestimat cunoștințele, pentru că știa cum este Tatăl. L-a auzit vorbind, l-a văzut la lucru, l-a văzut în Hristos, în Domnul Iisus Hristos. Cuvintele lui Iisus Hristos au fost cuvintele Tatălui. Minunile Domnului Iisus Hristos au fost lucrările Tatălui. Și cum a ajuns să cunoști o persoană? Cuvintele și lucrările, faptele acelei persoane te vor ajuta în sensul acesta. Ce spune și ce face acea persoană, așa ajungi să o cunoști.
Și Domnul Iisus le spune ucenicilor, dacă ați ascultat la ceea ce am spus și dacă ați văzut ceea ce am făcut, ceea ce am lucrat, îl cunoașteți pe Tatăl și veți ști exact cum va fi cel cu care vă veți petrece veșnicia, pentru că ați umblat cu El încă de aici. Fiul și Tatăl sunt una. Cine îl are pe Fiul, îl are și pe Tatăl, îl are și pe Duhul Sfânt. Și asta clarifică și ultima întrebare. Cum ne vom simți în casa Tatălui din ceruri? Va fi la fel de frumos ca umblarea și ca părtășia cu Domnul de aici, de jos, de pe pământ. Dacă îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos aici, acum, vei ști cum va fi atunci și acolo. Să nu vi se tulbure inima. Există un loc numit ceruri. Nimeni să nu se îndoiască de lucrul acesta. Petre, nu trebuie să te îngrijorești. Există un loc și vei locui împreună cu mine acolo. Toma, nici tu nu trebuie să te tulburi, pentru că dacă mă cunoști, știi cum să ajungi acolo. Nu-i greu să ajungi în ceruri. Nu e un parcurs din ăsta misterios sau rezervat numai pentru unii care sunt în elita religioasă. Pochește-te de păcatele tale și crede din toată inima ta în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Și tu, Filipe, nu trebuie să te frămânzi și să te întreb oare cum va fi Tatăl, că ai trăit 3 ani și jumătate cu mine și știi cum am fost. Nu te îngrijora, nu te teme de viitor, nu da înapoi. Toate aceste lucruri sunt valabile și toate cuvintele acestea se pot aplica și nouă. Toate aceste lucruri sunt valabile doar pentru cei ce cred, doar pentru cei ce îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Iar când aceștia își vor sfârși alergarea, Scriptura spune că vom ajunge acasă la Domnul. Acum știi cum să ai inima liniștită, înțelegând planul, urmând persoana, dezvoltând părtășia, relația cu Domnul. Dacă ai dori să-L urmezi și tu pe Domnul Iisus Hristos și să te bucuri de toate lucrurile pe care El le pregătește pentru noi și n-ai făcut-o până acum, dacă inima ta încă este neliniștită și tulburată și știi că nu ai mântuirea, nu ai siguranța mântuirii în sufletul tău, dă-mi voie la final să te conduc într-o rugăciune. Acolo unde ești, pleacă capul înaintea lui Dumnezeu. Nu cuvintele mele sunt magice, ci trebuie să fie dorința sinceră a inimii tale. Dar acolo unde ești, poți să rostești rugăciunea aceasta după mine. Spune Domnului, Doamne, ce minunat știi Tu să liniștești inimile noastre. Îți mulțumesc că ne iubești atât de mult. Îți mulțumesc că L-ai trimit pe Fiul Tău să moară pentru păcatele mele. Recunosc că sunt un păcătos și am nevoie de iertarea Ta. Curățește-mă, Doamne, prin sângele Domnului Iisus Hristos și fă din mine o făptură nouă. Cred din toată inima mea că doar Domnul Iisus Hristos este calea, adevărul și viața și te rog, Doamne, să-mi dai și mie viața veșnică și mântuirea Ta în dar. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Acum ai inima liniștită și fericită pentru că te-ai împăcat cu Domnul. Te încurajez să crezi în continuare, să descoperi și mai mult planul lui Dumnezeu pentru viața ta, să citești Biblia, să te rogi, să te conectezi cu o biserică locală și să dezvolți tot mai mult părtășia ta cu Domnul și Dumnezeu să te binecuvinteze la aceasta. Amin.